Norica Nicolai, fost europarlamentar, spune că este cazul să apară demisii de onoare după ce STS a dat de 3 ori adrese greșite în urma apelurilor disperate ale Alexandrei. Iată declarația. Mi se pare inadmisibil ca în România să nu se cunoască prevederile Constituției. Dacă Constituția îmi dă acest drept, de ce stau 16 ore până emit un mandat? Asta este o chestiune care, după părerea mea, are conotații penale, nu are conotații care țin de birocrația românească. Dacă după 3 apeluri la 112 și acest serviciu este conceput ca să protejeze persoanele în funcție de aflate într-o situație de risc personal, nu este capabil acest sistem să identifice locații, atunci înseamnă că este inutil. Pentru ce avem acest sistem? Pentru ce îl plătim dacă el nu este capabil să protejeze persoana în toate situațiile? După părerea mea, niște demisii de onoare se impun în momentul de față. Dacă după atâția ani de la incidentul din Apuseni, STS-ul nu a fost în stare, deși a declarat public și a recunoscut această necesitate, eu cred că conducerea acestei instituții trebuie să plece. Dacă tu nu poți să identifici locul în care se află o persoană, păi pleci acasă, nu știu cum să vă spun. Pentru că, practic, autoritățile au fost complice la o crimă dacă s-ar fi identificat imediat locația. Dacă s-ar fi intervenit imediat, probabil soarta acelei fete ar fi fost cu totul alta. Poate astăzi ar fi trăit.